Bună seara, doamnelor și domnilor! Nu scăpăm de vremea mohorâtă, iar ploile se intensifică. Să vedem acum ce se întâmplă pe continent. În Europa va ploua mâine în partea nord-vestică și în cea estică. Ceva mai slabe vor fi ploile în țările centrale și în spațiul carpato-balcanic. În contrast cu vremea din aceste regiuni, va fi cea din peninsula iberică, unde așteptăm cer senin și iată, 30 de grade în Lisabona, iar la Madrid vor fi 25. La noi, în această noapte, așteptăm ploi serioase în partea de sud-est a țării, iar pe litoral cantitățile de apă vor depăși 50, chiar 70 de litri pe metru pătrat. Și tot în aceste zone, vântul o să prindă putere. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploi slabe e posibil totuși să mai vină prin Oltenia și Transilvania. În zona montană înaltă vor fi precipitații, mai ales sub formă de ninsoare, iar temperaturile minime pornesc de la 1 grad și se opresc pe la 12. Mâine avem parte de o altă zi deosebit de rece pentru această perioadă. Vor mai fi și ploi, în special în partea sudică, sud-estică, dar și pe vest și nord-vest. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul continuă să fie nervos pe crestele montane, dar și în Moldova, în estul Munteniei și prin Dobrogea pe acolo. Pe litoral, rafalele vor depăși chiar și 50 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 17 grade. În București, în această noapte va ploua, iar minima coboară până la 8 grade. Mâine va fi deosebit de rece pentru această dată și vom avea nevoie de umbrelă. Din când în când va ploua slab. Temperatura maximă urcă, iată, doar până la 14 grade. Și joi rămânem cu vremea închisă și rece. Ploile nu se lasă duse, iar la amiază se vor înregistra în jur de 12 grade în termometre. Pentru ziua de vineri sunt anunțate alte ploi, iar temperatura maximă nu va trece de 10-11 grade cel mult. La munte așteptăm temperaturi mai scăzute decât ar fi normal, cerul va avea înnorări și local apar precipitații sub formă de ploaie, lapoviță, iar la altitudini de peste 1500 de metri chiar ninsoare. Să vedem acum și câteva temperaturi. Cel mai rece va fi la Predeal și Păltiniș, doar 4 grade. Să vedem mai departe ce se întâmplă cu vremea poimâine și răspoimâine în țara noastră. Joi scad și mai mult temperaturile, în jumătatea de sud-est vin alte ploi, pe alocuri chiar însemnate. Și în restul țării vremea rămâne mohorâtă, însă în aceste zone ploile se mai răresc. La munte așteptăm lapoviță, iar la altitudini mari va ninge. Pe litoral vântul rămâne nervos, iar maximele se vor încadra între 7 și 15 grade. Și vineri vremea va fi rece în majoritatea zonelor. Va ploua în Muntenia, local în Oltenia și în Dobrogea și pe arii restrânse în Moldova și în Transilvania. În zona Carpaților meridional și de curbură, la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Maximele se vor situa între 8 și 14 grade. Cam atât despre vreme. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată. Rămâneți pe Prima TV. Urmează Flash Mondain.